militar de ofițer de aviație. Tiberuca și-a iubit dintotdeauna meseria de aviator, așa că a ajuns să lucreze în Germania cu unele dintre cele mai mari avioane din lume. Acolo a avut o viață bună, dar dorul de casă a învins, astfel că a ales să se întoarcă la cea de-a doua pasiune, agricultura. Am renunțat la aviație, la pasiunea vieții, cea mai frumoasă meserie de pe pământ. Mă întorc cu plăcere la zbor de câte ori am ocazia, dar nu mai pot profesa ca și pilot, nu mai pot imagina să-mi câștig existența fiind prins. Are acum 700 de hectare de teren pe care le lucrează an de an cu utilajele agricole cumpărate cu banii câștigați peste hotare. Pe linia concluziei, da, am o poveste de succes de povestit și arătat nepoților. Lui Tiberiu Cașa nu i-a fost frică să apeleze la bănci pentru că a vrut să treacă de la agricultura de subzistență la o afacere de familie. Succesul lui se măsoară în cei 1,5 milioane de euro investiți până acum. Banca e un stâlp, e un pilon. Fără sprijin din partea băncii n-aș fi reușit în niciun caz. Anii care i-am petrecut în Germania, 8 ani jumătate, m-au învățat să accept banca ca un partener. Asemeni Timișanului și alți agricultori au trecut peste teama de bancă și au făcut împrumuturi record pentru recolte bogate. Agricultura joacă un rol atât de important în dezvoltarea economică a țării, era firesc ca și noi să dezvoltăm produse. Am reușit să acordăm peste 40 de milioane de credite plasate în agricultură pentru aproximativ 4.000 de fermieri. Tot cu ajutorul băncii, omul de afaceri vrea să treacă în cel mai scurt timp la următorul nivel. După ce își va dezvolta afacerea, sunt șanse să se întoarcă și la aviație. Oferte de a mă reîntoarce ca pilot în aviația civilă am. Până atunci, agricultura rămâne principala lui preocupare.